Istoria Rusiei, ca și cea a ucrainenilor și belarușilor, începe cu istoria slavilor estici. Pravila rusă, scrisă la sfârșitul secolului XI, începutul secolului XII, menționează 12 uniuni tribale care se așează în secolul IX înainte de Hristos în zona dintre Marea Baltică și Marea Neagră. Dintre acestea, prin secolul II înainte de Hristos, în zona în care astăzi sunt Polonia, Belarusul de vest și nord-vestul Ucrainei, se formează grupul etnic al slavilor, care își începe expansiunea către est și sud. Intră în contact cu sciții în est, dar și cu goții, hunii, avarii și ungurii. Influențele lăsate de aceste popoare au fost minore și până în secolul VI, slavii au devenit grupul etnic majoritar în câmpiile est-europene. Începe să se facă o deosebire lingvistică în rândul acestora și se despart în trei ramuri principale, de sud, de vest și de est. Grupul estic se așează de-a lungul fluviului Nipru, aproximativ pe teritoriul Ucrainei de astăzi. Cel vestic de-a lungul fluviului Volga, la est de orașul Moscova și în nordul râurilor Nistru și Bug, și slavii de sud s-au deplasat spre teritoriul din sudul Ucrainei de astăzi și al Republicii Moldova. Localizarea între Marea Baltică și Marea Neagră le-a permis să controleze rutele comerciale între popoarele nordice, vikingii, coloniile grecești și Imperiul Bizantin. În secolul IX se formează primul stat al slavilor de est, Rusia Chieveană sau Rutenia Chieveană, așa cum apare în cronica vremurilor trecute. Istoria Rusiei Chievene de la 850 la 1110. Un vareg, viking din Suedia, pe nume Rurik, își așează reședința la Novgorod. De aici își extinde apoi stăpânirea și peste Kiev. Pentru a vedea istoria Rusiei Chievene, vă invit să urmăriți videoclipurile anterioare. Vikingii și formarea statului rus, vikingii în luptă cu Imperiul Bizantin și Vladimir cel Mare creștinează vikingii și slavii din Rusia Chieveană. Marele duce al Chievului își întindea autoritatea și peste pământurile din vest și sud, unde domneau tot membrii ai clanului Rurik, care îi plăteau însă acestuia tribut. Cunoaștem deja faptul că Vladimir cel Mare, ajuns la putere în Kiev, după moartea tatălui său Sviatoslav, a adoptat credința creștină și a transcris cărțile sfinte în limba slavonă, facilitând creștinarea slavilor de răsărit și contactul acestora cu filozofia greacă, cu istoriografia, cu științele exacte și toate cunoștințele Europei Occidentale. Acesta, ca și fiul său care i-a urmat, Iaroslav cel Înțelept, s-au străduit să dezvolte relațiile comerciale cu restul Europei și Imperiul Bizantin. Vladimir I s-a căsătorit cu Ana Porfirogeneta, sora împăratului Imperiului Bizantin. Iaroslav a căsătorit-o pe nepoata sa, Eupraxia, cu Henric al III-lea cel Pios, împărat al Sfântului Imperiu Roman, dar și pe sora și cele trei fiice ale sale, cu regii Poloniei, Franței, Ungariei și Norvegiei. Iaroslav cel Înțelept este cel care a promulgat primul cod de lege al slavilor răsăriteni, pravila rusă, a ctitorit catedralele Sfânta Sofia din Kiev și Novgorod și a fondat sistemul de învățământ. Urmașii lui Rurik și-au transmis puterea din tată în fiu, de la fratele mai în vârstă la cel mai tânăr, de la unchi la nepot, timp de câteva secole. Cariera militară și politică a tinerilor începea ca șefi ai unor regiuni mai puțin importante și avansa până la conducerea celui mai râvnit obiectiv, Rusia Chieveană. În jurul acestor conducători se formase o clasă superioară care cuprindea elitele societății scandinave, dar și pe cele ale slavilor, și toate privirile erau ațintite spre Kiev, care controla toate aceste teritorii.
Politica dusă de la centru intra însă în contradicție cu interesele regionale ale diverselor clanuri, astfel că, pe parcursul a două secole, au existat peste 60 de principate și s-au purtat 83 de războaie civile între prinții care ridicau pretenții la tronul Kievului. Prin cucerirea Constantinopolului în 1024 de către cavalerii cruciați, ruta comercială care urmărea cursul Niprului își pierde din importanță și, ca urmare a conflictelor dintre diversi conducători locali care își disputau tronul de la Kiev, Rusia chieveană se destramă în mai multe principate: Novgorod, Vladimir Suzdal, Halici, Polotsk, Smolensk, Cernigov și Pereaslav. Din aceste principate se formează mai târziu Ucraina în sud și sud-est, Bielorusia în nord-vest și Rusia în nord și nord-est. Și pentru că vorbim de istoria și formarea Rusiei, trebuie să spunem câteva cuvinte și despre Cazari, o populație turcică seminomadă din Asia Centrală, care era de religie mozaică. În secolul VII, aceștia creează un caganat independent în nordul Caucazului, de-a lungul Mării Caspice. Cazarii controlau popoarele din sudul Rusiei, vestul Kazahstanului, estul Ucrainei, Azerbaidjanul, Dagestanul, Georgia și Crimeea. Aceștia au cunoscut o epocă de prosperitate în secolele 9-10, datorată controlului pe care îl aveau asupra rutelor comerciale dintre Europa de Nord și Marea Neagră sau Marea Caspică și Caucaz. Ei construiesc cetatea Sarkel în 833, adică cetatea albă, aflată în regiunea Rostova, Rusiei, pe malul stâng al râului Don, a nu se confunda cu cetatea albă de pe Nistru. Situl arheologic a fost excavat în 1930. Au fost descoperite coloanele bizantine ale cetății, dar a fost cufundat în 1952 și acoperit în totalitate de lacul de acumulare Tsmiliansk. În această perioadă, în mai multe așezări rusești, se înființează colonii cazare, destul de puternice, se pare, dacă îi se propune lui Vladimir I trecerea la iudaism. Dar, după cum știm, acesta a îmbrățișat creștinismul ortodox. În secolul X are loc o creștere a numărului comunităților iudaice, ca urmare a unui proces masiv de imigrare a evreilor din Imperiul Bizantin, care erau supuși unor persecuții de către împăratul Romanos Lacapenos. Fenomenul istoric, care a avut un rol hotărător în prăbușirea Rusiei chievene și în ridicarea cnezatului Moscovei, a fost cu certitudine invazia mongolă. În secolul XIII, doi dintre generalii lui Genghis Khan au atacat Georgia. Sunt respinși de regele Gheorghe al IV-lea, lângă Tbilisi. Se retrag, atacă apoi orașele din teritoriul Azerbaidjanului de astăzi. Sunt respinși din nou și revin asupra Georgiei. Principii Kievului, Galiției și Volâniei își mobilizează armatele pentru a întâmpina hoardele mongole. Generalii mongoli trimit emisari cu asigurări de pace pentru orașele slave, încercând să-i convingă pe chieveni că vor ataca doar teritoriile cumane aflate în est. Solii sunt însă executați și astfel se pornește războiul. După câteva manevre menite să înșele așteptările taberei adverse, bătălia se dă pe râul Calca în 1223, presupus a fi râul Calcic, care se varsă în Marea Azov. Forțele slave suferă o înfrângere zdrobitoare și, contrar a ceea ce ar fi fost de așteptat, adică înaintarea mongolilor spre Kiev, forțele mongole s-au întors, au trecut Volga și au atacat regatul bulgarilor de pe Volga, de care au fost învinși. S-au întors în tabăra lui Genghis Khan încărcați de glorie totuși, fiindcă a fost cel mai lung raid al unei armate mongole până la acea dată.
dar acesta a fost doar preludiul a ceea ce avea să urmeze. În 1236, Batu Han, nepotul lui Gingis Han și cel mai mare general al acestuia, Subutai, în fruntea unei hoarde formată din 150.000 de arcași călare, au traversat Volga și i-au atacat pe bulgari. Un an s-au luptat cele două armate până când bulgarii s-au supus dominației mongole. Acesta a fost primul pas. În 1237, Batu Han cucerește Riazanul, un oraș din Rusia centrală, apoi Colomna de lângă Moscova, și cucerește cnezatul Vladimir Suzdal. Batu Han își împarte hoarda în mai multe unități mici, care încep să supună teritoriile ocupate de slavi. Distrug Kievul în 1239 și invadează Ungaria și Polonia. Mongolii înființează hoarda de aur cu capitala la Sarai, pe cursul inferior al râului Volga, și stăpânesc teritoriile slave pentru 3 secole. Prima măsură stabilită de mongoli a fost fixarea unui tribut pe care populația trebuia să-l plătească. Inițial, aceste taxe erau strânse de oameni anume desemnați de către Han, dar în timp, această sarcină a revenit prinților locali. În timp ce Rusia Kieveană și Cnezatul Novgorodului au suferit distrugeri importante pe care nu au mai reușit să le depășească niciodată, Cnezatul Moscovei, deși era cel mai mic dintre ele, a supraviețuit și a fost oarecum sprijinit și protejat de conducătorii hoardei, care au încurajat dezvoltarea acestuia. În schimb, conducătorii Cnezatului Moscovei asigurau strângerea tributului din cnezatele rusești pentru hoardele mongole. Este poate unul din motivele pentru care încă din secolul XIII Rusia Kieveană și Regatul Novgorodului s-au orientat mai ales spre alianțe și sprijin din partea țărilor aflate în Europa Occidentală, cum am spune noi acum. Pentru a menține controlul asupra cnezatelor rusești, conducătorii hoardei porneau dese raiduri de pradă, cum au fost cele din 1252, 1293 sau 1382. În secolul XIV are loc o expansiune a Marelui Ducat al Lituaniei, care cucerește mare parte din principatele Rusiei Kievene și o expansiune a Poloniei, care anexează Podolia și alte teritorii ale Ruteniei. Hoarda de aur trecea printr-o perioadă de decădere, ca urmare a epidemiei de ciumă și a luptelor interne pentru preluarea puterii. Profitând de această situație, Dmitri Donskoi, prințul Moscovei, preia principatul Vladimirului în 1362 și îi cere permisiunea generalului tătar Mamai, stăpânul hoardei albastre, de a-și exercita controlul asupra acestei regiuni. În urma refuzului acestuia, izbucnește un conflict, soldat cu bătălia din anul 1377. Armata lui Donskoi a fost înfrântă și hoardele tătare jefuiesc Nijni Novgorod și Riazan, teritorii rusești. A urmat o altă confruntare pe râul Vojna în anul 1378. Armata hoardei a fost învinsă. Dar în 1380, Mamai se aliază cu regele Lituaniei și cu regele Riazanului și pornește din nou împotriva lui Dmitri Donskoi, care se aliază și el cu prinții unor cnezate de importanță mai mică. Bătălia se dă pe câmpia de la Kulikovo, în apropiere de Don. Forțele ruse ies victorioase. Mamai fuge în Crimeea, unde este ucis de adversarii săi. Prințul lituanian își retrage armata, iar prințul Oleg al Riazanului este forțat să-l accepte pe Donskoi ca suveran. Această victorie, deși nu a scos cnezatul Moscovei de sub influența hoardei de aur, a constituit un punct de plecare al influenței tot mai mari al acestuia asupra celorlalte principate ruse. Să vedem cine a fost acest Dmitri Donskoi. Dmitri Ivanovici,
născut la 12 octombrie 1350, a făcut parte din dinastia Ruric. Tatăl său a fost Ivan al II-lea al Rusiei. I-a fost atribuit numele Donskoi ca urmare a victoriei de la Kulikovo, care se afla pe malul râului Don, victorie asupra hoardei tătaro-mongole. Acesta ajunge cneaz al Moscovei la 9 ani, iar la 13, mare cneaz de Vladimir, o demnitate superioară. Se căsătorește cu fiica lui Dmitri Constantinovici din Nijni Novgorod și împreună cu acesta atacă teritoriile bulgarilor de pe Volga. În 1376 construiește cetatea Kremlinului din Moscova, care rezistă la două asedii a armatelor lituaniene. Moare la 19 mai 1389 la 38 de ani, fiind urmat la domnie de fiul său, Vasilii Dmitrievici Donskoi. Acesta a domnit din 1389 până în 1425, timp în care a continuat politica tatălui său de a anexa noi teritorii. Un eveniment interesant s-a petrecut în 1386, când Vasilii Dmitrievici Donskoi a fost luat ostatic de tătari, însă a reușit să fugă și a fost găzduit de voievodul Petru Mușat al Moldovei, care a refuzat să-l predea tătarilor. Dar să ne întoarcem la istoria noastră. În primele decenii ale secolului XV, luptele pentru preluarea conducerii hoardei au dus practic la scindarea acesteia în 7 hanate: Hanatul Siberiei, Hanatul Kasim, Hanatul Kazanului, Astrahanului, Kazah, Uzbek și Crimei. Cnezatul Moscovei a anexat rând pe rând cele 7 hanate, devenind tot mai puternic. Cel care a supraviețuit cel mai mult până în 1783 a fost Hanatul Crimeii, care a continuat să atace teritoriile din sudul Rusiei sub protecția otomană, până la anexarea acestuia de către Ecaterina cea Mare. Ca o concluzie, Cnezatul Moscovei a preluat de la Rusia Chieveană zonele de nord și de est ale acestui stat și se constituie ca mare cnezat sau țarat, începând cu domnia lui Ivan cel Mare, adică Ivan al III-lea, și cu cea a lui Ivan al IV-lea, zis cel Groaznic, care se încoronează țar al Rusiei. Despre evoluția țaratului rus de la Ivan al III-lea până la Ecaterina cea Mare vom vorbi în următorul material. Evoluția statelor de la origini până în prezent este un subiect complex. Schimbările teritoriale ale zonelor de influență ne dăm seama că reprezintă un fenomen aflat într-o continuă reașezare, dictată de factori politici și economici. Din nefericire, aceste evenimente implică pierderi de vieți omenești și mutilarea destinelor unor oameni ca noi, ca mine și ca tine. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru comentarii și pentru like-uri și până data viitoare nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.